Hârtia, sticla și metalul încă sunt aruncate la un loc cu resturile alimentare, deși în tot Iașiul sunt containere separate pentru deșeurile reciclabile, oamenii aruncă gunoiul tot la întâmplare. Când deșeurile ajung în stația de sortare de la depozitul ecologic de la Țuțora, muncitorii trebuie să lucreze înzecit pentru a le separa pe categorii, iar procesul de sortare este complicat, spun autoritățile locale. Zilnic, mașinile de la Salubritate trec pe la punctele gospodărești de la blocuri și preiau deșeurile din plastic. În containerele galbene ar trebui să fie aruncate doar ambalaje din plastic. Însă la depozitul ecologic de la Țuțora, care funcționează de 10 ani de zile, ajung și deșeuri menajere pe lângă cele din plastic, hârtie și carton. Mulți aruncă gunoiul la întâmplare fără să le pese de mediul înconjurător și nici de munca angajaților de la Salubritate. În primă fază, utilajele de la depozitul ecologic fac o primă triere a gunoaielor. Populația ar trebui să înțeleagă și să efectueze o selecție primară cât mai riguroasă a deșeurilor încă din casă până la spre punctul de colectare. În containerul de 4 metri care este sub piurul rotativ, curge numai deșeurile, fracțiile mici. Practic, un fel de resturi menajere care se găsesc în deșeurile reciclabile. Din ciurul rotativ se despart în două, fracțiile mari de banda din exterior, iar fracțiile mici trec pe sub banda magnetică și banda din interior și intră în stația propriu-zisă de sortare, unde oamenii sortează pe categorii. Resturile mai mari ajung în stația de sortare a deșeurilor, unde lucrează neîncetat peste 20 de muncitori. După ce sunt sortate pe culori, peturile ajung în presa de la balotat. Munca oamenilor de la stația de sortare ar fi mult mai ușoară dacă ieșenii ar separa gunoiul menajer de cele de sticlă, plastic, hârtie sau carton. Anul trecut, la depozitul ecologic de la Țuțora au ajuns 120 de tone de deșeuri. Doar 15% au fost deșeuri reciclabile. Dar este foarte important să spunem că această cantitate colectată separat nu este întotdeauna de cea mai bună calitate. Cu alte cuvinte, tot ce unii dintre noi reușim să mergem și să colectăm separat în case și să ajungem în punctul gospodărești și să punem fracția de PET plastic la fracție de PET plastic, să punem cartonul la carton, sunt alți vecini de ai noștri sau eu știu alți ieșeni care contaminează aceste deșeuri și ajung la noi la depozit în loc să ajungă într-un grad de 100% colectat separat, ajung cumva contaminate, iar noi trebuie să facem din nou munca pentru a le sorta. Sortarea deșeurilor este importantă și pentru natură, contribuind astfel și la creșterea calității mediului în care trăim. În plus, hârtia, cartonul, sticla și metalul pot fi reintroduse în ciclul de fabricație. În urma proceselor tehnologice, peturile sunt transformate în fire sintetice din care se fac diverse materiale folosite fie în industria auto, fie în confecții.